O spun după un lung, să spun așa, studiu care am urmărit practic activitatea domnului director. Eu ca persoană, sincer vă spun, nu am nimic. Poate este un om bun, poate este bun în altă parte, dar în mod cert aici la Agenția Națională pentru Zootehnie, domnia sa nu poate să conducă această agenție în aceste condiții în care, după cum vedeți, programele de ameliorare... Bun, am înțeles. Dumneavoastră îi cereți demisia. Domnul Grigorean a spus că cere de asemenea demisia. Vă dați demisia, domnule director general? În momentul de față nu cred că este nevoie de așa ceva. Deci este, decizia este la domn ministru, dar eu să-mi dau demisia, nu am motive și nu am pentru ce în momentul de față, pentru că eu sunt ferm convins că ceea ce facem este în binele fermierilor, a societăților de ameliorare. Toată treaba este să comunicăm mai bine.